Suntem la, deși cartea Evrei nu se încheie în capitolul 10, suntem la climaxul părții doctrinare a cărții Evrei. Și acest climax, acestei părți doctrinare, după cum am observat deja, ne pune înainte doar două opțiuni. Doar două opțiuni. Prima opțiune, care ia în vedere, într-un fel de sumar, privilegiile pe care le avem în Noul Legământ, și anume că prin sângele Domnului Iisus, prin moartea Domnului Iisus, avem intrare slobodă la Tatăl nostru și că avem nu doar moartea Domnului Iisus Hristos, ci mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Primul răspuns, prima opțiune dată noului legământ este apropierea. Apropierea ne spune cum trebuie să fie, cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu trupul spălat cu apă curată. Apropierea trebuie să cuprindă și o perseverență în mărturisirea nădejdii noastre, care este Domnul Iisus. Această apropiere cuprinde și relația noastră cu comunitatea, să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea cum au unii obicei, să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ceea ce aș dori ca în această dimineață să devină subiectul nostru de meditație este următorul lucru. Primul răspuns pe care trebuie să-l dăm noului legământ nu este doar credința. Într-un fel, opțiunile noi le-am gândit așa, foarte simplificat, simplist aș putea spune. Să crezi sau să nu crezi, nu? Astea sunt opțiunile. Cineva care aude Evanghelia îi se cere să creadă, cealaltă opțiune este să nu creadă. Însă vreau să observați cu foarte mare atenție că prima alternativă pe care o pune autorul cărții Evrei nu este doar credința. Este credința, credința este fundamentală. Dar nu este doar credința. El spune să ne apropiem cu o inimă curată sau adevărată sau sinceră. Da? Asta este o inimă care e născută din nou. Doar inima omului regenerat vine așa cum este înaintea lui Dumnezeu. Să ne apropiem cu credință deplină. Să ne apropiem cu inimile stropite de un cuget rău. Asta este justificarea. Da? Spălarea de păcat. Cu trupul spălat, cu apă curată, curățirea completă. Și vedeți, pe lângă aspectul acesta lăuntric, personal, experiențial, a ceea ce Dumnezeu face în noi, pentru noi personal, autorul adaugă că trebuie să existe pe lângă lucrul acesta o mărturisire și o consecvență, o perseverență în mărturisirea publică, curajoasă, cu îndrăzneala Domnului Iisus Hristos, a nădejdii noastre. El nu spune, crede și suficient. Deci nu găsim în Evrei capitolul 10 o credință simplă, ușoară, superficială. Mărturisește pe Domnul Iisus și a încheiat-o. Mărturisește pe Domnul Iisus în apa botezului, scrie la începutul Bibliei data botezului și când ai dubii cu privire la mântuirea ta, uită-te pe prima pagină și ești sigur de mântuirea ta. Ai rezolvat treaba. Cum spunea cineva, n-ai treabă, Domnule. Dacă ai făcut lucrul ăsta, n-ai nicio treabă. Autorul cărții Evrei nu spune că este suficient lucrul acesta. Ceea ce eu vreau să spun și ce spune autorul cărții Evrei și ce ne spune Duhul Sfânt, nu este că mântuirea nu este doar prin credință, ci că credința mântuitoare este întotdeauna indivizibil legată de anumite efecte. Întotdeauna, fără niciun fel de excepție. Altfel nu este cu nimic mai bună decât o credință a dracilor. O credință a fariseilor care credeau în Domnul Iisus, dar nu-L mărturiseau pe față că se temeau să fie dați afară din sinagogă. Să nu fie recunoscuți de cultul cel mai răspândit în vremea de atunci. Da? Și multe alte tipuri de credință pe care le vedem în Sfânta Scriptură. Din nou, ideea pasajului este că răspunsul pe care noi îl dăm noului legământ trebuie să fie un răspuns consecvent, perseverent, da? Continuu, dar care cuprinde nu doar credința, nu doar nașterea din nou, nu doar justificarea, lucruri pe care le avem în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu. Toate au loc în același timp, da? Nașterea din nou, credința, justificarea, înnoirea completă, toate au loc în evenimentul mântuirii noastre. Dar, da, răspunsul nu cuprinde doar asta, ci cuprinde versetul 23, versetul 24, versetul 25. Ceea ce pe mine m-a frapat este faptul că autorul pune lângă realitatea aceasta experiențială, lăuntrică, personală, da, de a fi născut din nou, de a fi justificat, de a avea credință, lângă acestea, pe același palier, imediat după aceea pune mărturisirea nădejdii noastre. Da, este la fel de important. Este la fel de important. Și lângă asta pune vegherea unii asupra altora.
Este la fel de important. Și lângă asta pune să nu părăsim adunarea noastră cum am unii obicei. Și lângă asta pune să ne îndemnăm unii pe alții. Noi poate le-am separat și am spune, domnule, nu e chiar așa, stoi. Mântuirea e cea mai importantă. Mântuirea e cea mai importantă. Să mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, asta e opțională. Dacă ai curaj, dacă ai îndrăzneală, dacă ești plin de Duhul Sfânt, dacă ai stat suficient în rugăciune, dacă ai învățat să evanghelizezi, asta o poți să o faci dacă există un alt curs special pe care noi l-am făcut oricum și oricum n-am avea o scuză, da? Dar poate așa am gândit noi, le punem în, frate, să le punem în două categorii diferite. Nu. Nu. Mântuirea mea, experiența mântuirii mele este legată indivizibil de experiența mărturiei mele. Nu există una fără cealaltă. Da, prima este mântuirea mea, dar mărturia mea este strict legată de mântuirea mea. Și dacă nu am mărturie, trebuie să pun semne de întrebare cu privire la mântuire. Da? Dacă relația mea cu comunitatea descrisă în versetul 24 și 25 este slabă, superficială sau inexistentă, eu trebuie să îmi pun semne de întrebare cu privire la mântuirea mea, nu pentru că comunitatea mă mântuie. A, ce vrei să spui? Că dacă superficială în relație cu comunitatea înseamnă că de asta depinde mântuirea mea? Nu, ce vreau să spun, că asta demonstrează mântuirea ta. De aceea ele sunt legate, aceste trei elemente mari descrise în Evrei capitolul 10, și anume lucrarea personală a lui Dumnezeu în noi, în nașterea din nou, în justificarea noastră, în al doilea rând, mărturisirea publică a ceea ce s-a întâmplat în noi, da? Și în al treilea rând, relația noastră cu comunitatea celor mântuiți, toate aceste trei lucruri sunt răspunsul perseverent, consecvent, pe care noi îl dăm noului legământ. Ăsta este modul în care experimentăm noul legământ. Da? Astea sunt efectele noului legământ. Ăsta este cadrul noului legământ. Ăsta este aerul, atmosfera noului legământ. Așa trăim în noul legământ. Da? Așa trăim în noul legământ. Avem baza aceasta. Nașterea din nou, credința, justificarea, mărturisim pe Domnul Iisus Hristos în exterior ca comunitatea noului legământ și trăim în această comunitate a noului legământ împreună, în dragoste, în fapte bine, bune, ținând aproape, da? Păstrând legătura frățească, supravegherea, îndemnându-ne unii pe alții și având perspectiva aceasta a venirii Domnului. Aceste trei aspecte, da? Ce ține de noi în relația cu Dumnezeu, ce ține de noi cu ceilalți, mărturisindu-L pe Domnul Iisus, ce ține de noi cu comunitatea celor credincioși, sunt legate indivizibil. Acesta este modul în care experimentăm noul legământ și nici cum altfel. Și nici cum altfel. Nu putem să tăiem absolut nimic. Care e alternativa? Deci ori ești așa, da? Deci ori ești mântuit, mărturisești pe Domnul Iisus Hristos și trăiești în comunitate sau ce? Sau ce? Asta este întrebarea. Sau ce? Și această întrebare primește răspuns în versetul 26. Dacă nu e așa, rămâne varianta cealaltă. Care? Să păcătuiești cu voia. Asta e alternativa. Și dacă ai păcătuit cu voia după ce ai primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Asta e alternativa. Asta este alternativa. Dar asta este alternativa, de exemplu, și la nu veghea unii asupra altora. Să veghem unii asupra altora, căci dacă păcătuim cu voia. Deci a păcătui cu voia nu este doar a respinge mântuirea, ci a păcătui cu voia e și să pretinzi că ai mântuirea, dar să nu-L mărturisești public pe Domnul Iisus. Să pretinzi că ai mântuirea, dar să nu ți fii aproape de comunitate. Să pretinzi că ai mântuirea, dar să stai într-o falsă comunitate. Să pretinzi că ai mântuirea, dar să fii într-o comunitate care nu practică și nu are lucrurile acestea. Asta este alternativa. Alternativa nu este, înțelegeți ce vreau să spun, alternativa nu este doar, nu astea sunt alternativele, să cred sau să nu cred. Nu-i mai mult decât atâta. Să cred, să mărturisesc credința, să trăiesc într-o comunitate a credinței sau să păcătuiesc cu voia. De obicei, astea sunt variantele. Asta e mesajul evanghelistic, da? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, dacă nu crezi, ești pierdut. Da, asta este simplificat, dar e mai mult decât atâta. E mai mult și bine să știm că e mai mult decât atâta și normal să explicăm că e mai mult decât atâta, pentru că astăzi avem de-a face cu o credință foarte ușoară, superficială. O credință care nu-și asumă nimic, care nu afirmă nimic, o credință care nu acționează în niciun fel. Dom'le, cred! Noi credem! Și avem un fel de replică a ortodoxismului în evanghelism astăzi. Acum întrebe, că noi credem și noi în Dumnezeu, ce? Și ei cred în Dumnezeu, toată lumea crede în Dumnezeu. Dar unde sunt efectele? Da? Unde sunt semnele? Unde sunt rezultatele? Unde sunt dovezile? Unde este acea mare demonstrație supranaturală, duhovnicească a celei mântuiri în viața noastră? Asta este întrebarea. Și aș vrea în această dimineață să insist asupra acestui aspect și să vă indic
câteva semne ale unui om care se îndreaptă sau se află deja pe calea apostaziei. Ce vreau să, însă să ofer ca o notă de subsol explicativă, care să rămână pe fundal în mintea noastră în timp ce ascultați mesajul acesta, este următorul aspect. Există anumite lucruri păcătoase pe care le au apostații, oamenii care, care aud Evanghelia, care o înțeleg și care o resping definitiv, anumite aspecte care se regăsesc și în viața noastră. Asta nu înseamnă că suntem apostați, da? Apostazia, aduceți-vă aminte, înseamnă respingerea deliberată, conștientă, definitivă, pentru totdeauna, finală, a singurei căi de mântuire care este Domnul Iisus Hristos ca marele nostru preot, ca mijlocitorul nostru, ca mântuitorul nostru, ca jertfa noastră de ispășire, da? Asta înseamnă apostazia. Dar ceva din semnele apostaziei le putem vedea la un moment dat în viețile noastre. Și veți vedea că aproape, dacă nu toți dintre noi am avut câteva din semnele acestea, într-un anumit grad, da? Într-un anumit grad. Și motivul pentru care predic acest mesaj este ca fiecare dintre noi să identificăm dacă în viața noastră au fost sau sunt acum aceste semne și să înțelegem că motivul pentru care Dumnezeu ni le scoate în evidență este ca noi să ne ținem tari de calea Domnului. Să ne pocăim de semnele astea. Să renunțăm la ele, da? Să ne lepădăm de ele, da? Să căutăm ca să existe o reformare în viața noastră. Haideți să vedem care sunt câteva semne. Care sunt câteva semne ale apostaziei sau ale aflării pe acest drum al apostaziei. În primul rând, ne uităm, da, legătura pe care vreau să o fac este de la versetul 26 înainte, da? Căci dacă păcătuim cu voia, da? Adică dacă respingi ce s-a spus mai înainte, da? Dacă neglijezi sau negi sau tratezi cu indiferență ceva ce s-a spus mai înainte, atunci păcătuiești cu voia, atunci te afli spre apostazie. Ce s-a spus mai înainte? Și noi luăm la rând. Versetul 19, care începe acest pasaj, această porțiune de text care ne aduce în vedere răspunsul pe care îl dăm noului legământ. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin predeaua dinăuntru, adică trupul Său. Primul semn al apostaziei este negarea în doctrină sau în practică a libertății intrării în prezența lui Dumnezeu. Ăsta este primul semn al apostaziei. Deci dacă în vreun fel sau altul negi, tai, scoți, adaugi la ce se spune în versetul 19 și 20, ăsta este un semn al apostaziei. De fapt, este primul semn al apostaziei. Un atac la lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Și înțelegeți bine ce vă spun în dimineața asta. Poate un lucru greșit pe care îl putem face ca predicator este să fim la fel de fermi în toate lucrurile. Da? Și în chestiunile secundare și în chestiunile principale. Asta nu e un lucru bun. Pentru că cu adevărat locul în care trebuie să devenim foarte virulenți, foarte serioși, foarte exact, foarte precis, să lucrăm ca niște chirurgi spiritual, este în subiectul mântuirii, în subiectul ispășirii. Când ajungi la subiectul ispășirii, la subiectul jertfei Domnului Iisus Hristos, trebuie să se ciulească urechile. Întotdeauna când discuți cu cineva și vrei să afli dacă este sau nu un creștin, trebuie să-l întrebi de jertfa Domnului Iisus. Și știți, lucrul ăsta îl poți face cu un ortodox, cu un catolic, cu martorul al lui Jehova, cu un adventist sau cu un baptist. Sau cu un baptist. Și o să vedeți că întotdeauna rătăcirea, atacul diavolului este în privința jertfei Domnului Iisus Hristos. Mulți spun, să căutăm lucrurile care ne unesc. Fals! Fals! Noi nu avem temelia, Domnule, împreună. Noi nu avem temelia împreună. Nu avem jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce crezi tu deci pe jertfa Domnului Iisus Hristos? Am un cercul meu mai larg de prieteni și neamuri și așa mai departe. Există o discuție despre mântuirea celor care nu aud despre Domnul Iisus Hristos. Păi, ce ne interesează pe noi? Cum sunt mântuiți aceia care nu aud niciodată despre Domnul Iisus Hristos? Dar în discuția aceasta s-a trădat următorul aspect. Că unii au convingerea că în țara asta, dacă cineva nu aude de Domnul Iisus Hristos, în țara asta, unii sunt atâtea biserici și așa mai departe, dacă nu are o înțelegere clară despre Domnul Iisus Hristos, poate să fie mântuit fără Domnul Iisus Hristos. Fără Domnul Iisus Hristos. Și sunt oameni care au curajul să spună deschis frontal lucrul ăsta. Da, cineva poate să fie mântuit fără credința și cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Asta este un semn apostaziei. Vă spun deschis lucrul ăsta. Și dacă ar fi tata meu care a spune lucrul ăsta, i-aș spune că se află pe calea apostaziei. Și că dacă nu se pocăiește, nu-i bine de el. Oricine ar face un atac asupra acestui lucru.
Da? Lucrarea mântuirii în jertfa Domnului Iisus Hristos este primul loc în care trebuie să ne uităm. Atacul, negarea în doctrină sau în practică, libertatea intrării noastre în prezența lui Dumnezeu, indiferent că vorbim de baptiști, de ortodoxi sau de adventiști, da? Negarea, da? Negarea în doctrină sau în practică este un semn al apostaziei. Este un semn al apostaziei. Dacă cineva îți spune, trebuie să... Lucrul ăsta e practicat foarte parșiv, foarte subtil. Diavolul este foarte alunecos. Lucrul acesta este prezentat de multe ori sub o fermă mistică. Da, sigur, avem intrare liberă în locul preasfânt, în prezența lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus. Da, dar trebuie să facem anumite lucruri, trebuie să ajungi la o anumită experiență și noi avem biserica noastră, secta noastră. Are metodele potrivite, are aparatele potrivite spirituale sau chiar fizice ca să te ducă pe tine în locul acela. Sigur că intrăm numai în jertfa Domnului, dar trebuie să facem noi un ritual, niște incantații. Trebuie să facem o procesiune spirituală ca să intrăm în prezența lui Dumnezeu și să simțim prezența lui Dumnezeu. Nu fals! Dacă ai fi într-o închisoare comunistă și te-ar bate ăștia, cum spune românul, de ți-ar suna apa în cap, atunci, într-o fracțiune de secundă, ai acces în prezența lui Dumnezeu. N-ai nevoie de niciun ritual, de nicio ceremonie, de nicio practică, n-ai nevoie de muzică, de fum, de chitară, fără, nu ai nevoie de absolut nimic. Direct poți să fii plonjat în prezența lui Dumnezeu în locul preasfânt. Da sau nu? Astăzi, în schimb, evanghelismul provodește un soi de misticism care, fără să ne dăm seama, este un atac la jertfa Domnului Iisus Hristos. Se oprește libertatea, accesul direct, rapid, prin Duhul Sfânt, în prezența lui Dumnezeu. Și se face un atac la jertfa Domnului Iisus. Da? În al doilea rând, o negare a mijlocirii Domnului Iisus Hristos. Da? O negare a mijlocirii Domnului Iisus este un semn al aflării pe calea apostaziei. În ortodoxie avem foarte clar adăugat la mijlocirea Domnului Iisus. Nu este suficient. Ei nu zic că Domnul Iisus nu este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Trebuie să fie foarte clar, ortodoxii nu spun că Hristos nu este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Ei spun, Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Deci ai pe Dumnezeu, ai pe oameni și Iisus este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Asta este doctrina ortodoxă. Dar știți ce? Între Hristos și om mai există alți mijlocitori. Și acesta este un atac la mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Lucrarea noastră răscumpărătoare stă pe doi pilori. Pe moartea Domnului Iisus și pe mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Ele sunt legate împreună în oficiu de mare preot al Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus ca mare preot al meu a murit pentru mine și mijlocește pentru mine. Astea sunt cele două lucrări. Și orice lucrare de apostazie a diavolului atacă ori într-o parte, ori în alta, ori în amândouă. De obicei se atacă în amândouă. Și făcând referire la ortodoxie, n-am vrut să spun că ei sunt singurii care fac lucrul acesta. În evanghelie se întâmplă același lucru. În evanghelist se întâmplă același lucru. De exemplu, acum nu-i consider pe adventiști evanghelici, deși unii dintre ei sunt evanghelici, dar ca și sectă, ca și cult, nu sunt evanghelici. Adventiștii au schimbat lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos și au transformat-o în lucrarea de judecată investigativă. Domnul Iisus ne judecă investigativ acum. El zice, este lucrarea de mijlocire, dar de fapt ne judecă. Da? Să schimbă definițiile, să schimbă termenii. Este un atac la lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos. De asta cred că este o sectă rătăcită, o lucrare a diavolului. Oricine face un atac la mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Adică eu mă duc la Domnul Iisus acum să zic, Doamne, vin cu păcatele mele. Hei! Eu mijlocesc pentru tine, dar de fapt te judec acum, fac o judecată investigativă. Să văd dacă ești vrednic de mântuirea pe care ți-am dat-o. Păi, te dai înapoi cu păcatele tale, spun, eu veni să la mijlocirea ta, dar de fapt tu mă judeci acum, nu mijlocești pentru mine. Da? Este o negare frontală a lucrării de mijlocire a Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, dacă noi o ignorăm sau o limităm la anumite categorii de păcate, din nou facem un atac la mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Vezi, când citiți 1 Ioan capitolul 2, versetul 1 și 2, când îți spune dacă copilașul v-a înscris acest lucru ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit cum? Unii zic, lucrurile astea se spun deschis. Dacă a păcătuit fără voie, dacă a făcut un păcat nepremeditat, inconștient, a văzut cumva așa posedat de ceva, uite ce am făcut, m-am trezit, uite ce am făcut. Da, deci dacă ai avut un păcat din ăla, te poți duce la Hristos să te mărturisești. Dacă l-ai făcut conștient, premeditat, nu te poți duce. Da? Asta este un atac la mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Fie foarte clar. Textul nu spune dacă ai făcut un păcat de nu știu care sau de alt care,
poți te duci la Domnul Iisus Hristos, ci spune, dacă ai păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. Și legat de mijlocirea Domnului Iisus, leagă moartea Domnului Iisus. El este jertfa de ispășire. De asta e la Tatăl un mijlocitor. De ce Iisus mijlocește? Ce investighează Iisus? Știți ce investighează Iisus? Eu sunt de acord cu adventiștii în punctul acesta că Iisus investighează ceva. Știți ce investighează Iisus când te juci cu păcatele tale? Nu investighează să vadă dacă l-ai făcut cu voia sau fără voia. Investighează dacă tu ești unul pentru care Iisus a ispășit deja. Avem la Tatăl un mijlocitor care este jertfă de ispășire. El se uită Hristos la jertfa lui și în baza jertfei lui, dacă sunt acoperite păcatele tale, vei primi iertare. Dacă nu sunt acoperite, nu vei primi iertare. Dar dacă sunt acoperite, vei primi iertare, 100%. Asta e investigată. Investigată jertfa Domnului Iisus. Dumnezeu Tatăl se uită la un singur lucru. Nu la vrednicia ta, ci la vrednicia jertfei Domnului Iisus Hristos. Se uită la un singur lucru, nu valoarea pocăinței tale, ci valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Se uită la un singur lucru, nu la cât grad de sinceritate există în pocăința ta, ci se uită la valoarea infinită a jertfei Domnului Iisus Hristos și la ce a acoperit jertfa aia. El este mijlocitorul nostru, da? Spune, avem la Tatăl un mijlocitor care este jertfă de ispășire. Asta se investigează acolo. Lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. În ghilimele se investigează, că e clar ce a făcut lucrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos și că ea este acceptată de Dumnezeu Tatăl. Așadar, primele două semne sunt ori un atac la libertatea intrării în prezența lui Dumnezeu pe baza Domnului Iisus Hristos, ori un atac la mijlocirea Domnului Iisus Hristos, da? La cel prin care avem acces. Fie că adaugi la mijlocirea Domnului Iisus, că scoți din mijlocirea Domnului Iisus Hristos, te afli pe calea apostaziei. Și aproape sigur că dacă în mod consecvent privești greșit moartea și mijlocirea Domnului Iisus Hristos, aproape sigur ești un apostat, ești un rătăcit, ești un eretic. Și dacă faci în mintea ta în vreun fel un atac la moartea și la mijlocirea Domnului Iisus Hristos, te chem în dimineața asta la pocăință. În al treilea rând, al treilea semn este apropierea cu ipocrizie de Dumnezeu. Versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată. Cu o inimă curată. Sensul pe care l-am mai spus deja, expresie din limba originală, este o inimă adevărată sau o inimă sinceră. O inimă completă. O inimă care vine așa cum este înaintea lui Dumnezeu. Dar legătura dintre versetele de mai înainte și versetul 22 este foarte importantă. Cum te poți apropia tu cu o inimă sinceră dacă eu spun că Dumnezeu ți-a iertat numai un soi de păcate? Te întreb. Dacă eu îți predic și te spăl pe creier la propriu cu niște filozofii diabolice, drăcești, care nu-s nicăieri în Biblie și îți spun că numai un soi de păcate îți sunt iertate, cum te poți apropia tu cu sinceritate? Dacă îți injectezi conștiința în continuu, vezi că numai păcatele alea le iartă Dumnezeu, atunci transform toată comunitatea într-o comunitate ipocrită care nu va veni niciodată cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că se teme să vină. Pentru că Dumnezeu nu iartă lucrurile alea. Hristos n-a ispășit păcatele alea. Duhul Sfânt nu poate să te spele, să te noiască de păcatele alea. Înțelegeți? O înțelegere corectă a lucrării Domnului Iisus de ispășire și de mijlocire va elibera inima noastră de toate barierele pe care ea le pune ca să nu ne lase să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Numai o privire corectă, prin credință, prin Duhul Sfânt, prin Evanghelie, la lucrarea deplină, perfectă a lucrării ispășitoare și la ceea ce este Iisus ca mijlocitor, va da toate bariere, toată ipocrizia va da jos. Toată ipocrizia o va da jos din inima noastră. Înțelegeți cum funcționează practic lucrul acesta. Dacă duminică dimineața ai venit în adunare și ai înțeles cine este Iisus Hristos pentru tine, ca jertfă de ispășire și ca mijlocitor, îți vei mărturisi păcatele. Dacă nu, te vei ascunde ca Acan. Și te-ai ascuns o duminică, te-ai ascuns două duminici, te-ai ascuns trei duminici, te-ai ascuns patru duminici și te-ai ascuns nu știu cât timp și te trezești că ești pe calea apostaziei, plecat departe tare, departe tare. Dacă nu iei în serios ce se spune în adunarea asta despre lucrarea perfectă, desăvârșită a jertfei Domnului Iisus Hristos, despre libertatea cu care Domnul Iisus Hristos ca mijlocitor ne primește pe toți ca să ne elibereze, ca să ne curățească, ca să ne spele din nou. Dacă privești cu superficialitate sau dacă nu privești deloc la lucrul acesta, vei fi un ipocrit și vei sta ca un apostat în această adunare în care se predică harul liber suveran al lui Dumnezeu și în care ești chemat să vii la Dumnezeu cu mâinile goale. Și deși ești chemat să vii așa, tu nu vii. Tu nu vii. Da? Înțelegerea lucrării ispășitoare, înțelegerea corectă a morții Domnului Iisus și a mijlocirii Domnului Iisus Hristos va dezbrăca inima noastră de orice formă de ipocrizie. Asta va duce adunarea în prezența lui Dumnezeu ca să-și mărturisească sincer păcatele. Sincer, adevărat, Dumnezeu știe oricum. Și știi, când fratele Mihai ne spune, fratele păstor ne spune să
nu ne dăm noi iertarea gratuit când ne mărturisim păcatele, el nu vrea să spună, el niciodată nu vrea să spună: "Hei, când începi să-ți mărturisești păcatele, mărturisește-ți-le într-un asemenea mod ca și cum n-ai avea nicio jertfă pentru păcate." El nu asta vrea să spună. El vrea să spună să lași pe Dumnezeu să-ți pronunțe iertarea păcatelor. Deci noi nu vrem să spunem că în momentul în care îți mărturisești păcatele, nu trebuie să te gândești că ai o jertfă de ispășire pentru păcate și nu trebuie să te gândești că ai un mijlocitor. Cumva să vii cu disperarea la Dumnezeu și să spui: "Doamne, nu știu dacă există iertare pentru mine. Doamne, îndură-te. Doamne, oare mai este iertare pentru mine?" Nu asta vrem noi să spunem. Nu asta vrem noi să spunem. Ordinea este foarte clară. Întâi vezi moartea și mijlocirea Domnului Iisus și de asta vii la mărturisire. De asta vii la mărturisire. Asta te împinge la mărturisire. Că știi că există o bază pe care poți veni. Ăsta e singurul motiv pentru care te poți ruga. Ăsta e singurul motiv pentru care te poți pocăi și mărturisi. Ăsta este singurul motiv, da? Ăsta este singurul motiv. A trăi în ipocrizie. A trăi în ipocrizie. A nu înțelege necesitatea sincerității și a inimii curate, a inimii adevărate, este un semn al apostaziei. Și ne facem un defavor nouă ca biserică dacă nu predicăm nașterea din nou, dacă nu predicăm membralitatea bazată pe nașterea din nou, pentru că lucrul acesta va umple adunarea de ipocriți. Și când spun va umple adunarea, nu mă refer la faptul că nu vrem ca să vină și ipocriți aici. Dar nu vrem ca să fie membri cât timp sunt ipocriți. Noi vrem ca ipocriții să devină membri bisericii aceștia, dar numai după ce s-au pocăit. Da? Trebuie lucrurile să puse bine în ordine. Și această ipocrizie dispare în momentul în care cineva primește lucrarea ispășitoare și lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos, se ancorează de ea cu toată puterea. Atunci el vine cu inima curată. Și nu este o venire odată pentru totdeauna, este o venire constantă la Dumnezeu cu o inimă sinceră, curată. Cu o inimă sinceră și curată. Apoi ne vedem în al patrulea rând, că ni se cere aici o credință deplină. Zice, cu credință deplină. În alte traduceri, și cred că astea sunt traducerile mai exacte, cu certitudinea credinței sau cu siguranța credinței. Da? Să vii fără dubii, Dacă ai înțeles lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, dacă ai înțeles cine este Domnul Iisus Hristos ca mare preot pentru tine, atunci a menține sau a sta într-o stare de dubiu continuu nu este un semn de spiritualitate și de smerenie. Unii așa interpretează. Dom'le, dacă stau cumva în frică așa, citeam cu fratele Mihai săptămâna asta o carte ortodoxă, în care supra-spiritualizau a fi într-o stare de dubiu. Și că e normal să nu fii sigur de mântuirea ta. Că e normal. Zice, noi nu ne îndoim de jertfa Domnului Iisus, de mijlocirea Domnului Iisus, nu, ci noi ne îndoim de noi. Așa că stai tot timpul într-o stare de dubiu, de dubiu, și asta cumva arată cât de spiritual ești tu. Nu. Autorul în discuția despre păcatul cu voia introduce ca alternativă a avea o certitudine, o siguranță deplină, bazată nu pe tine, ci bazată pe lucrarea ispășitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că al patrulea semn al aflării pe care apostaziei poate nu v-ați aștepta. Nu este să trăiești nu știu ce păcate scandaloase, ci este să fii nesigur. Să fii într-o stare de nesiguranță continuă cu privire la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Da? Credința deplină care mi se cere mie, da? Certitudinea credinței, siguranța credinței, nu este ancorată în mine însumi. Eu nu sigur de mântuirea mea pentru că cred în doctrina siguranței mântuirii. Nu în asta stă siguranța mântuirii mele. Siguranța mântuirii mele stă în Iisus. Certitudinea credinței mele este în Iisus. Siguranța mea este în Iisus, nu în altceva. Nu într-o doctrină, nu în ceea ce îmi spun alții, ci în lucrarea, în însăși lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și ce mă bucură pe mine? Că și oamenii care, unii, mulți oameni, dintre cei care neagă cu gura siguranța mântuirii lor, când încep să se roage, cred din toată inima lor în jertfa Domnului Iisus Hristos. Doamne, numai în Tine, numai Tu poți. Doamne, la Tine, Doamne, Tu. Și atunci zic, Doamne, stai pe calea bună, dar cu mintea ai dus cu pluta, săracul. Deci cu mintea ai vraiște. Dar când se pune pe genunchi, Duhul Sfânt îl conduce în tot adevărul. Și eu mă bucur de lucrul acesta. Da? Mulțumim lui Dumnezeu că în împărăția Lui toate mințile vor fi înnoite. Versetul 22, partea a doua. Cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Cred că aceasta este lucrarea de justificare, dar vreau să înțelegem fiecare dintre noi că lucrarea de justificare care are loc în evenimentul mântuirii noastre
are repercusiuni pe tot parcursul vieții. În ce sens? Noi ca credincioși păcătuim. Ne întinăm conștiința într-o anumită măsură, da? Ne spurcăm conștiința cu tot felul de păcate. Și dacă conștiința ta este vie și dacă conștiința ta este înviată de Duhul Sfânt și este activă, conștiința ta va reacționa. Duhul Sfânt te va mustra, se va folosi de conștiința ta înnoită. Da? Se va folosi de conștiința ta înnoită. Și este nesănătos pentru tine ca și credincios să-ți înșeli conștiința în mod constant. Să-ți minți conștiința. Să nu apelezi la același lucru care te-a justificat pe tine, și anume jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea există un fel de igienă spirituală continuă în care noi trebuie să trăim ca și credincioși. Nu să ne înșelăm conștiința. A, nu trebuie să mă pocăiesc, nu trebuie să mă mărturisesc. De ce? Păi El, Dumnezeu m-a justificat. Da, dar pe baza justificării tale, care nu cunoaște niciun fel de schimbare, este o justificare completă, absolută, pe baza justificării tale, tu primești din nou această împrospătare a conștiinței tale, da? Dumnezeu nu vine din nou să te justifice, din nou să te justifice, din nou să te justifice de fiecare dată când păcătuiești. Dar tu, prin pocăință, trebuie să-ți înnoiești de fiecare dată conștiința cu realitatea aceasta a justificării, da? Conștiința ta să perceapă din nou, să cunoască din nou. De ce practicăm această afirmare a iertării? Pentru că săptămâna asta noi ne-am pierdut justificarea prin credință? De ce practicăm afirmarea iertării? De ce ne citește câte un frate după mărturisirea păcatelor? Că în sângele lui avem iertarea păcatelor. Ce, ți-ai pierdut între timp iertarea păcatelor? Ți-ai pierdut între timp îndreptățirea? Nu! Ci pentru că este pentru sănătatea conștiinței noastre, ca ea să cunoască că în urma mărturisirii păcatelor ne este aplicată această iertare a păcatelor din nou, din nou, din nou. Este împrospătată în cugetul nostru. Nu că am fi pierdut temelia iertării păcatelor, temelia justificării, da? Dar, repet, a menține o stare de dubiu continuă cu privire la lucrarea Domnului Iisus Hristos nu este sănătos pentru viața noastră spirituală. Nu este deloc sănătos și a menține și a nu-ți menține curățirea conștiinței și a te juca cu conștiința ta din nou nu este un lucru sănătos. Eu cred că și credincioșii care ajung la anumite stări de amăgire a conștiințelor, Dumnezeu trebuie să vină cu alt tip de armament ca să spargă poșghița care s-a creat pe conștiință, da? Și omul nu mai reacționează. Și așa Dumnezeu trebuie să-l scuture bine de tot, ca conștiința lui să se trezească, da? Ca omul să se ridice din somn. Dar niciunul dintre noi nu vrem să ajungem acolo. Niciunul dintre noi nu vrem să ajungem acolo, da? Noi vrem ca conștiința noastră să rămână curățită de un cuget rău. Și oricând ajung lucruri în viața noastră care poluează conștiința noastră, soluția nu este să te minți pe tine însuți. Să spui, nu a fost grav, nu a fost important, nevasta e problema, pruncii e problema, nu știu ce. Sunt milioane de scuze, dacă n-aveți scuze, vă mai pot da eu. Sunt milioane de scuze, ai putea să înconjuri pământul de câteva ori cu pagini, cu scuze pe care ai putea să le aduci. Nu, soluția nu e aia. Soluția este să te duci din nou la Domnul Iisus Hristos cu pocăință, cu mărturisire și să primești această împrospătare a conștiinței. Da? Să auzi afirmarea iertării pe care o ți-o spune Dumnezeu în urma pocăinței. Nu să-ți afirmi tu iertarea înainte să te fi pocăit. Da? Nu să spui, nu e chiar așa de grav, că oricum Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele. Nu ăsta e modul în care tratezi conștiința. Astea sunt acțiuni sinucigașe. Înțelegeți bine despre ce vorbesc. Astea sunt acțiuni sinucigașe împotriva propriei conștiințe. Eu cred că dacă ești născut din nou, Dumnezeu nu te lasă până la capăt. Dar ești pe un drum greșit. Ești pe un drum greșit să tratezi conștiința cu nebăgare de seamă. Este ca și cum un doctor ți-ar face o operație pe inimă și spune, bă, dă tu furculița aia cu care am mâncat noi la miază, că am aici nevoie și cred că aia ar prinde mai bine ceva ce am eu pe aici. E o nebunie curată, ascultați-mă. E o nebunie curată. Avem de a face cu inimile noastre, cu sufletele noastre, cu conștiințele noastre. Și ele trebuie tratate cu foarte mare grijă. Și Dumnezeu ne-a dat și avem la dispoziție pe cineva care se poate ocupa de ele într-un mod corect. Și acela este Domnul Iisus Hristos, mijlocitorul nostru. Să ne ducem la El întotdeauna, în care întotdeauna când avem momente, când trebuie să facem în mod obligatoriu această igienă a conștiinței noastre. În al șaselea rând, al șaselea semn, că ai ceva din apostaz, că ești într-un fel pe drumul apostaziei, versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Test foarte practic. Când ai spus ultima oară despre Domnul Iisus Hristos? Crezi-mă că am fost chinuit de textul ăsta eu personal. Când mi-am făcut eu verificarea, când mi-am făcut eu radiografie, eu însumi mi-am fost chinuit de el. Și aș prefera să nu-l predic. Dar e în Biblie. Când ai spus ultima oară despre Domnul Iisus Hristos? Când ai mărturisit ultima dată public, fără șovâire,
Care este nădejdea ta? Lucrurile sunt foarte simple. Vă dau o aplicație practică. Să ne pocăim de lipsa de mărturisire din trecut, dar vă dau o aplicație foarte practică pentru săptămâna asta. Nu știu dacă ați primit deja, dacă n-ați primit-o, să primiți deja prima predică pe care am avut-o la conferință de anul trecut, prima predică scrisă. Este un mesaj evanghelistic excepțional. Da? Ce este un creștin? Și o să primiți câteva broșuri din alea și o să vă puneți câteva în mașină și o să vă luați câteva cu dumneavoastră în poșetuță, da? Lângă toate alea, spuneți una acolo și o să vedeți că o să aveți o grămadă de situații și la un moment dat, practicând lucrul acesta din reflex, nu o să mai scoți ăla sau ăla, o să scoți broșura. Spui, uite, vreau să-ți dau un dar. Când ai ajuns la PECO și te-ai alimentat, pot să vă dau un dar. Am o broșură excelentă, un mesaj excelent pentru dumneavoastră. Atâta trebuie să spui. Și omul ăla nu o să spună nu, ascultați-mă, nu o să spună nu. Că nu știi despre ce e vorba. O broșură excelentă. Așa i-ai lăsat la omul ăla. Și a plecat. Și te-ai întâlnit cu unul, și te-ai întâlnit cu altul și poți să împarți lucrurile acestea, da? Ăsta este un mod în care, fără șovăire, avem acolo scrisă nădejdea noastră. Și vreau ca și altcineva să afle despre nădejdea care este în mine. Vreau să spun public, cu curaj, cu îndrăzneală, cea mai grozavă veste care există pe planeta asta. E chiar atât de simplu. E chiar atât de simplu. Haideți să înțelegem serios. Alternativa la a nu ține fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre este să... Să ce? Care e alternativa? Să păcătuim cu voia. Asta e alternativa. A nu avea o credință mărturisitoare este alternativa, este să păcătuiești cu voia. Asta este alternativa. Nu există credință care nu mărturisește. Nu există așa ceva. Nu există credință care nu se exprimă public. Nu există așa ceva. Într-adevăr, mărturisirea fără șovăire începe din casa mea, cu soțul meu, cu soția mea, cu copiii mei. Dar se extinde încet, încet în exterior. Ajung să te facă de rușine copiii. Modul liber cu care el stă de vorbă cu cineva... Am avut un exemplu, mai multe, în care unul din băieții noștri, fără niciun fel de... El e copilul. Eu înțeleg că el nu înțelege toate lucrurile. Fără niciun fel de restricții, începe să spună la vecinul lui despre David, despre Goliat, ce-a făcut, ce Dumnezeu puternic avem noi și așa mai departe. Și tu stai ca mutălău acolo lângă el. Când un copil de 4 ani de zile mărturisește pe Dumnezeu la un adult. Și stă de vorbă cu el și spune, da, și povestește cu el. Și el poate nici măcar nu e născut din nou. E grav. E grav. Să știți că e grav. Alternativa asta este apostazia. Când credința mea nu se mai exprimă în exterior, când credința mea nu se mai arată în exterior, când credința mea nu mai spune ceva în exterior despre nădejdea mea, atunci am o problemă. Am o problemă. 7. Când nu-mi place, când nu facilitez, când nu mă interesează, când nu primesc supravegherea fraților mei. Ia ascultați. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și alternativa care este? Spuneți dumneavoastră, care este alternativa? Deci, primul, legat de credința mea, este a sta într-o comunitate a credinței în care sunt vegheat. Și nu uitați, sensul cuvântului, prim, sensul acestui cuvânt, sensul celălalt cuvânt de îndemnare este altul, dar sensul acestui cuvânt, aici să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, sensul este de a ne scormoni unii pe alții. Repet, dacă nu-ți place, nu facilitezi, nu te interesează, nu privești scormonirea fraților tăi, ești pe drumul apostaziei. Ai un semn al apostaților. Nu-ți place comunitatea credinței. O comunitate a credinței este o comunitate în care ești supravegheat. Sună frumos. Sau ești scormonit. Frații te vor scormoni. Da? Pentru că ai o problemă. Te scormonezi, frate. Acum, dacă frații te scormonezi, pentru ce nu trebuie să te scormonească? Te scormonesc în sensul rău, o să-i scormonim noi pe ei. Da? Dar nu-i cazul. Eu cred că nu este cazul. Dacă în mintea ta... Haideți să... Fratele Iuliu a avut o mărturie excelentă în privința asta. Dacă în mintea ta ai stat să procesezi așa și să te gândi, bă, la adunările care sunt în Zalău. Dacă m-aș duce în adunarea, nimeni n-ar avea treabă cu mine. Ce trebuie să mă bată ăștia pe mine la cap? Și tot cochetez cu ideea asta. Dar e ca și cum ai sta cu nevasta în casă. Bă, dacă n-ar fi avut-o pe asta, bă, care face așa? Care zice așa? Care... Bă, dacă n-ar fi avut-o pe aia la altă. Și cochetez cu gândul ăsta și gândesc asta, se cheamă prea curvie.
care a început în capul tău, în mintea ta. Dacă stai în adunarea asta și pentru că frații te scormonesc și te bat la cap și tot te mai întreabă și te deranjează, te enervează lucrul ăsta și ai face orice ca să eviți lucrul ăsta sau chiar faci lucrul ăsta și noi nu știm și ai prefera să fii într-un alt loc în care frații nu te scormonesc, ești deja pe care apostaziei. Ascultă-mă, asta este apostazie. Vă spun deschis lucrul ăsta. Dacă ai preferat să schimbi adunarea asta în care frații au grijă de tine cu altă adunare în care poate să predică Evanghelia, dar frații n-au grijă de tine, ești un apostat. Ești un apostat. Ești pe care apostaziei. Pentru că asta este nu doar credința pe care ne cere Dumnezeu. Asta este comunitatea credinței pe care ne-o creează Dumnezeu și ne-o dă Dumnezeu. Și să spună Dumnezeu o asemenea adunare în orașul tău, oriunde ai fi tu, să ai o asemenea adunare, dar să spui, a, eu acolo m-am botezat în adunarea aia. Nu e apostată totală adunarea, nu e sănătoasă, dar vreau să stau în ea. Și să nu te duci în adunarea aia a credinței, adunarea pe care Dumnezeu a intenționat-o, este o formă de apostazie. Dacă n-ai știut, asta e ceva. Dacă n-ai avut alternativa, asta este ceva. Dacă ai alternativa, când ai comunitatea credinței, când ai comunitatea Duhului, când ai comunitatea Cuvântului lui Dumnezeu, când ai comunitatea asta, care are ADN-ul ăsta spiritual, și tu preferi alta, ai vrea alta, ca acolo te-ai botezat, ca acolo sunt ceilalți tineri, ca acolo tu boteza păstorul, ca acolo nu știu ce s-a mai întâmplat pe acolo, acolo atunci ai o problemă gravă. Ca acolo ai muzica care îți place, care? Păi acolo e fanfară. Nu, cu fanfară, domnule, eu de când îți mic, când m-am născut, era fanfara, cânta fanfara, tu înțelegi? Eu sunt cu fanfara. Și pentru fanfara aia las totul. Și dacă nimănui nu-i pasă de mine, și dacă aș muri în apartament la mine și aș putrezi 3 săptămâni, niciun frate nu m-ar căuta. Dar vreau să fac parte din adunarea aia. Ai o problemă. Gravă de tot. Gravă, gravă, gravă de tot. Gravă de tot. Aia este o formă de apostazie. Haideți să înțelegem ce alternative pune el aici. Ce alternative pune el? Sau, în ultimul rând, dacă tratezi cu superficialitate întâlnirile adunării. Ce înseamnă să tratezi cu superficialitate întâlnirile adunării? De exemplu, să vii, dar să nu fii concentrat, să nu fii dăruit, să nu fii dedicat. Adică, practic, să fii în altă parte. Ești cu trupul aici, dar ai un fel de răpire sufletească. Ești proiectat. La mașini, la afaceri, pe fermă, la ponei, la găini, la oriunde, ești proiectat în altă parte. Ești proiectat în altă parte, ni se întâmplă fiecare. Acum eu n-am cum să, nu pot să practic lucrul ăsta că trebuie să predic, să mă concentrez la ce spun, da? Dar, repet, dacă tratezi cu superficialitate constant întâlnirile adunării, da? Vii, dar ești în altă parte. Sau vii, dar ai vrea să fii în altă parte. Ai vrea să fii în altă parte, chiar și fizic. Asta este un semn al apostaziei. Pentru că el spune în ultimul rând să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua asta aproape. Căci, care e alternativa? La fi aici, total, prins aici, un mădular viu, un mădular care lucrează în trupul Domnului Iisus Hristos, care se manifestă în trupul lui Hristos. Care e alternativa? Alternativa este să fii un apostat. Asta este alternativa. Asta spune autorul aici. Aici, acestea sunt câteva forme, câteva manifestări, da? Ale apostaziei. Și dacă există într-o oarecare măsură în viețile noastre, Dumnezeu să ne dea în această dimineață, acum, aici, un moment real de pocăință, de părere de rău, de remușcare profundă, o amărăciune a pocăinței care să vină de la Duhul Sfânt și care să ne determine, El să ne determine să fugim de aceste manifestări, de aceste lucruri, care sunt calea apostaziei. Asta sunt. Sunt calea apostaziei. Aceasta este, vedeți, în primul rând autorul aici pune această posibilitate. Posibilitatea apostaziei. Deci dacă păcătuim cu voia, dacă e vreun om care face lucrul acesta. După aceea autorul vorbește în al doilea rând despre pedepsirea acestei apostazii. Care e pedeapsa pentru apostazie? Pentru îndepărtarea de lucrurile acestea, pentru abandonarea acestei lucruri. Le-ai văzut, le-ai cunoscut, ești conștient de ele, știi că asta e calea bună, dar din anumite motive, din rușine, din frică, din confort și așa mai departe, lași lucrul acesta și te duci. Adică un evreu care a ascultat Evanghelia, care a înțeles că Iisus este singura jertfă, El este singurul mare preot, El este singurul mijlocitor, dar zice, dar totuși am alternativa vechilor jertfe, am alternativa marilor preoți, am alternativa vechiului sistem. Mă duc la celelalte, da? Cumva se punea în opoziție adevărata jertfă a Domnului Iisus Hristos și celelalte jertfe. Și celelalte jertfe, da? Ce se întâmplă cu omul ăsta? Omul ăsta este pedepsit. Care e pedeapsa?
nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Dar hai să înțelegem care e aplicația practică. Dacă tu vii cu o versiune distorsionată a jertfei Domnului Iisus Hristos, adevărul este că nu mai este nicio jertfă pentru păcate. Pentru că tu ai respins singura adevărata jertfa Domnului Iisus Hristos. De asta nu ai voie să greșești în doctrina ta despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă tu vii cu versiunea ta ciuntită, adăugată, improvizată, de mijlocirea Domnului Iisus Hristos, nu mai rămâne nicio jertfă a Domnului Iisus Hristos. Că Iisus mijlocește numai pe baza jertfei sale, nu pe baza jertfei inventate de mintea ta. Sau inventate de nu știu cine. Înțelegeți ce e important? E să nimerești clar, exact, precis, care e jertfa Domnului Iisus Hristos, ce a făcut jertfa aia. Că numai pe baza aia e mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Numai pe baza acelei jertfe ți se aplică mijlocirea Domnului Iisus. Dacă tu zici, eu cred în jertfa Domnului Iisus, dar mintea ta e o versiune a ta care nu e versiunea biblică. Nu mai este nicio jertfă pentru păcate. De asta nu poți greși aici. De asta nu ai voie să greșești aici. De asta trebuie să-ți bați capul, să te rogi, să studiezi până înțelegi clar ce este jertfa Domnului Iisus Hristos, ce a făcut jertfa Domnului Iisus Hristos. Cine este cel care a adus această jertfă? Și ce înseamnă ea? Nu ai voie să greșești aici. Nu ai voie. Nu ai voie. Sunt alte lucruri, alte doctrine asupra căruia putem despica firul în patru, putem să ne despărțim, putem să ne împărțim, putem să înțelegem multe alte lucruri. Dar aici nu avem voie. Nu avem voie. Este interzis. Pentru că pedeapsa este aceasta. Nu mai rămâne jertfă pentru păcate. Nu tăiați, nu improvizați, nu îmbunătățiți, nu adăugați, nu scoateți niciodată nimic din jertfa Domnului Iisus Hristos și din mijlocirea Lui. Este fatal. Este fatal. Pentru că nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Evreul zicea, templul în picioare, mari preoți încă sunt acolo, încă să aduc jertfe, mă duc să aduc jertfe. Și el spune, nu! Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Pentru tine care ai auzit care este singura jertfă, ce a făcut ea, ce este ea, pentru tine care ai auzit că Iisus este superior peste absolut orice, nu mai există nicio jertfă pentru păcate. Pentru că ai respins, unica variantă. Unica șansă, da? Unica șansă. Acesta este contextul. Dumnezeu a arătat lucrul acesta când Ierusalim a fost distrus în anul 70 și au încetat jertfele și de 2000 de ani Dumnezeu transmite exact același mesaj. Nu există o altă jertfă pentru păcate. Niciuna alta. Nu mai există alta. Mesajul este foarte clar din partea lui Dumnezeu, dar mesajul este clar nu doar pentru evrei, ci mesajul este clar și pentru fiecare dintre noi. Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate și dacă nu ai jertfă, ce ai? Cu ceva tot rămâi. Ia auziți cu ce. Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Deci sunt două alternative, da? Ori ai jertfa Domnului Iisus, ori ai judecata. Nu, asta e Evanghelia? Asta e Evanghelia completă. Asta este Evanghelia completă. Evanghelia completă nu doar îți spune că în jertfa Domnului Iisus este ispășire pentru păcate, ci Evanghelia Domnului Iisus îți spune că dacă nu primești jertfa Domnului Iisus în care este ispășire pentru păcate, rămâi cu judecata. Sunt două variante. Oamenii trebuie să audă tot mesajul Evangheliei, nu doar o parte. Tot mesajul Evangheliei. Și mesajul Evangheliei nu este doar despre jertfa Domnului Iisus Hristos, ci este și despre judecată. Și înțelegeți că dacă un om primește jertfa Domnului Iisus Hristos, el nu mai are parte de judecată. Dacă lipsește jertfa, rămâne judecata. Dacă este jertfa, nu mai este judecata. De ce? De ce nu mai este judecata dacă este jertfă? Păi judecata se face pentru păcate. Și spune că această jertfă este pentru păcate. Dacă jertfa este pentru păcatele care atrag judecata, când jertfa a ispășit păcatele, nu mai este judecata. De aceea dacă nu ai jertfa, ai păcatele și odată cu păcatele, ai judecată pentru păcate. Ăsta este mesajul Evangheliei, care este foarte simplu. Care este foarte, 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 foarte simplu. Care este foarte simplu. Și așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Dacă ai auzit Evanghelia și respingi Evanghelia, respingi jertfa Domnului Iisus, respingi pe Domnul Iisus Hristos, ești un răzvrătit, un oponent. Un împotrivitor. Și noi ar trebui să ne ocupăm de lucrul ăsta prin a mărturisi Evanghelia foarte clar, așa încât oamenii să aibă această așteptare înfricoșată a judecății. Să înțeleagă că în absența jertfei Domnului Iisus Hristos rămâne o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți.
Dumnezeu, unii zic, dar dacă am predicat lucrul ăsta despre ea, despre judecată și așa mai departe, nu cumva îi vom face pe oameni să vină cu nesinceritate la Hristos? Dar pune alternativa cealaltă. Dacă Dumnezeu ar ascunde adevărul despre ce se întâmplă cu cei care resping jertfa Domnului Iisus, este asta o dovadă de dragoste? Nu este. Dacă te duci la doctor care are medicamentul și nu ți-ar spune ce este în lipsa medicamentului, ar fi o dovadă de dragoste, de înțelepciune din partea lui? Nu, ai spune că e un criminal. Asta suntem noi în relație cu sufletele dacă nu le lămurim și le spunem foarte clar ce este în absența jertfei. Da, într-un mod cu totul deosebit ar trebui să arătăm frumusețea lucrării Domnului Iisus Hristos. Dar în același timp ar trebui să arătăm ce este în absența jertfei Domnului Iisus Hristos și asta face autorul aici. Termenul acesta răzvrătit este unic în tot Noul Testament și se referă la un om care este un adversar sau un oponent pe față. Da? Un adversar sau un oponent pe față. Acum, nicăieri Biblia nu vorbește despre cei credincioși ca fiind adversari, răzvrătiți, oponenții lui Dumnezeu în momentul în care ei păcătuiesc. De aceea, din nou, textul nu se poate referi la orice fel de păcat. Pentru că dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. N-am devenit niște oponenți al lui Dumnezeu, niște răzvrătiți, niște împotrivitori ai lui Dumnezeu. Ci suntem niște oameni, suntem în continuare copiii lui Dumnezeu, dar care am păcătuit și trebuie să ne pocăim, să ne mărturisim păcatele. Răzvrătirea despre care vorbește aici este o respingere constantă, definitivă, deliberată, conștientă a Evangheliei. Autorul vorbește despre o judecată generală aici, da? Spune, nu rămâne decât judecata. Nu rămâne decât judecata. Și din nou, el este într-o consecvență totală cu învățătura Domnului Iisus, Ioan 5:24. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Ioan 3:18. Mă știu numai Ioan 3:16. Ioan 3:18. Mai este ceva în Ioan 3? Dacă nu știați că Ioan 3 are mai multe versete, uitați că este cel puțin la versetul 18, deși e mai mult. Oricine crede în el nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat. Pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Da? Vedem, este probabilitatea ca unii din cei care sunt în adunare să păcătuiască cu voia, adică după ce au intrat în contact cu toate adevărurile evanghelice, ei să le respingă. Am zis că există o pedeapsă acestei apostazii, acestei depărtări, și anume nu mai există jertfă, ci doar judecată. Și autorul în pasajul acesta ne prezintă niște predecesori ai apostaților, ai apostaziei. Ne arată că mai exista și înainte lucrul acesta, practica aceasta, păcatul acesta grozav. Când? În Vechiul Legământ. Ia uitați ce spune. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a 2 sau 3 martori. Ni se prezintă, ni se portretizează, ni se prefigurează păcatul acesta apostaziei în trecut. Și cum se făcea și ce se întâmpla când cineva făcea lucrul acesta. Haideți să ne uităm puțin la ce se întâmplă aici. Autorul face o paralelă între Vechiul Legământ și Noul Legământ. Între Vechiul Legământ și Noul Legământ. De ce face el lucrul acesta? Pentru ca să ne arate că ce s-a întâmplat în Vechiul Legământ se întâmplă și în Noul Legământ la o scară, la un nivel mult, mult, mult mai mare. Uitați ce spune el. El zice că cineva care a călcat legea lui Moise este omorât fără mână pe mărturia a 2 sau 3 martori. De ce? De ce cineva care a călcat legea lui Moise era omorât? Întrebarea e foarte importantă pentru că noi știm că erau oameni care călcau legea lui Moise și ziceau și aduceau jertfe. Dar exista un păcat pentru care nu se permitea jertfe. Păcatul de călcare deliberată, conștientă, a legii lui Moise. Ce însemna asta? Însemna că un om, nu din greșeală, da? Nu din greșeală, nu e conștient. El spunea, știți că odată cu poporul Israel spune Scriptura că ești o adunătură mare de oameni. Și mulți dintre evrei erau cu inima încă în Egipt. Și el spune, bă, ce legea lui Moise? Ce legea lui Moise? Ce decalog? Ce Constituția Vechiului Legământ? Nu mă interesează. Nu vocaliza el lucrul ăsta. Dar să purta, călcând în picioare legea lui Moise. La ce se referă când spune legea lui Moise? Se referă la Constituția Legământului. Adică exact documentul legal pe baza căruia Dumnezeu a încheiat legământul. Asta înseamnă că dacă îl călcai legea, călcai ce?
legământul. Respingeai legământul. Spui, eu nu sunt de acord nici cu Constituția acestui legământ, nici cu legământul. Nu mă interesează. Eu nu vreau să trăiesc după regulile acestui legământ. Cu alte cuvinte, nu vreau să fiu un legământ ăsta. Asta spuneai. Și pentru acest motiv erai omorât. Indiferent de legile pe care le călcai. Indiferent de legea pe care o călcai. Da? Pentru că era o respingere deliberată, conștientă a însuși legământului. Da? Respingeai însuși legământul. Însuși legământul. Și lucrul acesta ni se arată deslușit în mai multe locuri din Sfânta Scriptură, unde se vorbește despre călcarea unei singure porunci ca fiind călcarea întregii legi. Ia uzi ce spune, de exemplu, Pavel în Galateni 3:10. Toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. După asta, toată lumea e blestemată. Da? Iacov 2:10. Că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Că și cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător a legii. Deuteronom 27:26. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acestea și cine nu le va face. Și tot poporul să răspundă: amin. Da. Asta a însemnat. Apostazia în vechiul legământ însemna călcarea legii lui Moise, o formă de respingere deliberată a legământului, a vechiului legământ, da? A vechiului legământ. Așa că cei care vor astăzi să se întoarcă la vechiul legământ, ca să-l citesc pe Apostolul Pavel când vorbește despre legaliști în 1 Timotei 1:7, nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Habar nu au despre ce vorbesc, da? Cei care vorbesc despre sau cei care tratează noul legământ în Domnul Iisus Hristos cu stipulațiile și cu condițiile vechiului legământ. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a 2 sau 3 martori. Ce se întâmplă în noul legământ? El ne vorbește despre predecesori, da? Cum arăta apostazia în vechiul legământ? Cineva care călca în picioare Constituția legământului, adică legământul. Ce se întâmplă în noul legământ? Păi în noul legământ Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este milos, Dumnezeu este îndurător și poți să calci Evanghelia în picioare, poți să calci legământul în picioare, poți să calci Constituția noului legământ în picioare, că Dumnezeu este iubitor, nu? Nu! Ia auziți! În noul legământ lucrurile sunt mai grave. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare. Dar ce să calce în picioare? Deci haideți să punem în paralelism, un paralelism foarte simplu. Ai vechiul legământ, noul legământ. La baza vechiului legământ e legea lui Moise, la baza noului legământ e ce? Domnul Iisus, nu e altă lege. Domnul Iisus. Adică dacă în vechiul legământ era călcată legea lui Moise, în noul legământ ce se poate călca? Evanghelia, adică pe Domnul Iisus Hristos. Vedem imediat în ce sens. De asta este mai grav. Ai vechiul legământ, Moise mediatorul, legea. Da? Și jertfele. Ai noul legământ, Domnul Iisus mediatorul, Domnul Iisus jertfa, Domnul Iisus Evanghelia. Și dacă îl calci noul legământ, calci pe Domnul Iisus de la cap la coadă, în picioare. Da? Metaforic, figurat vorbind. Simbolic vorbind. Cum se întâmplă lucrul acesta? Care e păcatul nou legământ? Care e păcatul acesta cu voia? Și aici intrăm foarte clar în discuția aceasta și se lămurește mult, mult mai rapid și mai ușor despre ce păcat este vorba și cu asta aș vrea să încheie dimineața aceasta. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, avem primele două persoane ale Sfintei Treimi și va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Păcatul împotriva noului legământ sau păcatul cu voia este un păcat împotriva Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Lui ca să fie jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, iar Duhul Sfânt vine să mărturisească pentru lucrarea Tatălui și lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Este lucrarea Sfintei Treimi în răscumpărarea omului. Cu alte cuvinte, păcatul cu voia este respingerea lucrării Sfintei Treimi în lucrarea răscumpărătoare. Asta e păcatul cu voia. Să respingi pe Dumnezeu triunic care a făcut lucrarea răscumpărării. Asta este păcatul cu voia. Respingi pe Dumnezeu triunic care a făcut lucrarea răscumpărării și o comunică prin Evanghelie, prin Duhul Harului. Asta este lucrarea. El ne descrie perversitatea acestui păcat în aceste trei moduri. Acest păcat este un păcat față de persoana Domnului Iisus Hristos, că spune va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea este, poate cineva să calce fizic în picioare pe Domnul Iisus acum? Nu. Da?
Domnul Iisus este la dreapta Tatălui și așteaptă ca dușmanii să-i fi făcuți aserjuți picioarele lui. Limbajul este cel folosit de însuși Domnul Iisus Hristos când vorbește despre mărturia ucenicilor prin acea imagine a sării pe care oamenii o iau, dacă sarea nu are gust, o iau și aruncă ca să fie călcată în picioare. De ce ar călca un om în picioare sarea? Dacă ea nu mai are valoare. Dacă nu-și mai îndeplinește scopul, da? Ea e ca nisipul. La noi pe pământ. Da? Aceeași imagine o folosește Domnul Iisus când spune să nu aruncăm mărgăritare înaintea porcilor, pentru că ei se vor întoarce să ne calce în... De ce te-ar călca un porc în picioare dacă în loc să-i dai buruiene să le mănânce, îi dai mărgăritare? Că mărgăritarele sunt valoroase. Sunt valoroase mărgăritarele? Sunt. De ce te-ar călca un porc în picioare dacă îi le arunci? De ce te carcă porcul în picioare? Nu-ți valoroase pentru el. Asta înseamnă, e același limbaj folosit, e același limbaj. Asta înseamnă că cineva care păcătuiește cu voia este un om care se uită la Domnul Iisus și la lucrarea lui și spune pentru mine nu este valoros. Asta înseamnă să calci în picioare. Și ăsta este păcatul capital. Da? Pentru că ai respins singura șansă a ta de salvare. Deci este un păcat față de persoana Domnului Iisus, că zice că calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Este un păcat față de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Spune aici așa, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit. Acum, practic, credeți dumneavoastră că cineva poate atenta la natura sau la lucrarea încheiată, ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, poate să facă ceva la lucrarea aceea? Nu, e absurd, nimeni nu crede lucrul acesta, da? Nu știu. Oricât de eretic ai fi, n-ai cum să crezi lucrurile. Aia e încheiat, nimeni nu poate atenta. Dar din exterior, tu poți să privești, într-un anume fel, lucrarea aceea. Întrebarea este, ce a fost sfințit aici? Cine a fost sfințit? Zice, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit. Cine a fost sfințit? Apostatul ăsta sau legământul? Și nu trebuie să te duci decât în Cartea Evrei. Tot în Cartea Evrei? Într-un pasaj anterior, dacă vă uitați acasă, spune așa. Ia ascultați. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit, descrie tot ritualul acela și a spus, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Și noul legământ ne prezintă apoi autorul că și el a fost sfințit cu sângele Domnului Iisus Hristos. Aici nu se vorbește despre o sfințire a noastră sau a omului, ci se vorbește despre consacrarea care s-a făcut a legământului prin ce? Prin sângele Domnului Iisus. Și asta se celebrează de seară la cina Domnului. S-a întemeiat, s-a consacrat, s-a inaugurat un legământ prin sângele Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, păcatul despre care vorbește aici este o pângărire sau o negare, termenul din original înseamnă a considera ceva ca fiind obișnuit, comun sau nevaloros. Să privești nu doar persoana Domnului Iisus Hristos, ci lucrarea Domnului Iisus Hristos ca fiind ceva comună, a murit un alt om pe o cruce. A murit altcineva. Da, a fost un om bun, dar a murit și el acolo. Asta înseamnă să pângărești lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos pentru că nu o vezi valoarea asta. Deci este un păcat față de persoana Domnului Iisus, un păcat față de lucrarea Domnului Iisus și este un păcat față de harul Domnului Iisus care ne este comunicat cum? Prin Evanghelie. Prin Evanghelie. Cine însoțește Evanghelia când se predică? Duhul Sfânt predică. Acum cineva se va întreba, domnule, păi înseamnă că harul ăsta nu e eficace, nu e irezistibil. Noi nu credem în harul irezistibil. Că zice aici așa, va bajocori pe Duhul Harului. Deci omul ăsta respinge Sfânta Treime și toată lucrarea răscumpărării în Domnul Iisus Hristos, care este comunicată păcătoșilor prin Evanghelie. Nu este harul irezistibil? Uitați ce spune în Fapte 7:55 Ștefan. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Ce face Ștefan acolo în Fapte 5, în Fapte 7? Ce face Ștefan? Ștefan predică Evanghelia. Și Ștefan presupune că în timp ce predică Evanghelia, e Duhul Sfânt care dă mesajul Evangheliei. Și omul total depravat ce face? Se împotrivește. Cât se împotrivește el? Totdeauna se împotrivește el. Asta e starea noastră de stricăciune. În fața Evangheliei, când lucrarea Duhului Sfânt se desfășoare, omul total depravat se împotrivește. Rolul autorului aici nu este să ne spună cum este mântuit cineva,
ci cum rămâne cineva nemântuit. Și de ce rămâne el nemântuit? Pentru că respinge Evanghelia care este predicată și care este însoțită de lucrarea Duhului Sfânt. Deci este un păcat față de persoana Domnului Iisus, un păcat față de lucrarea Domnului Iisus, un păcat față de harul Domnului Iisus Hristos. Și apoi se profețește, se prezintă două citate aici din Cântarea lui Moise, în care este profețită judecata, spune că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Acum, încheierea acestui pasaj s-ar putea să transmită un fel de confuzie, că autorul spune, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și citatul este luat dintr-un eveniment în care se vorbește despre răzbunarea pe dușmanii poporului Dumnezeu. Dar al doilea citat vorbește despre o răzbunare a lui Dumnezeu sau o judecare a lui Dumnezeu pentru poporul lui. Și încheie, grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Cine? Apostatul ăsta care a auzit Evanghelia și care respinge Evanghelia. Adevărul este că dacă te uiți în poporul Israel, la evrei, mare parte din poporul acela a fost un popor care a călcat legământul lui Dumnezeu în picioare, și asta este acuzația pe care Dumnezeu o aduce constant. Și aplicația nu este că un om născut din nou poate călca legământul în picioare, ci aplicația este că ești în comunitatea aceasta a credincioșilor, a auzit foarte clar care este Evanghelia, ai înțeles cine este Domnul Iisus, care este lucrarea Lui și ești nepăsător față de o mântuire așa de mare. Și întorci spatele și pleci. Sau stau aici și în mod constant respingi și te împetrești față de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Chemarea este una cât se poate de simplă și de clară. Crede în Domnul Iisus? Crede din toată inima în Domnul Iisus, vino cu sinceritate la Domnul Iisus Hristos, El te justifică, El te naște din nou, El te face un om nou. Dacă ai făcut lucrul acesta, mărturisește pe Domnul Iisus Hristos, ține fără șovăire la această mărturisire a Domnului Iisus Hristos, veghează asupra celor care și ei au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, îndeamnă-i la dragoste și la fapte bune, nu părăsi adunarea, cum au unii obicei, ține aproape de adunare, fii parte, mădular, sănătos din această adunare și haide să ne îndemnăm împreună unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedem că cel care este marele nostru preot, mântuitorul nostru, mijlocitorul nostru, jertfa noastră de ispășire, vine. Și El vine nu ca să ne judece, ci El vine ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă, slăvit să fie numele Lui. Amin.